emisiune realizată cu sprijinul societății comerciale Hora S.A., producător de instrumente muzicale. Bună seara, stimați telespectatori, suntem la Reghinul în direct, începem luna februarie. După ce joia trecută am avut o mică, mare dezbatere, acum dumneavoastră decideți dacă a fost mică, dacă a fost mare, pe tema datoriilor, asociațiilor de proprietari. Astăzi încercăm să intrăm într-o problemă, aș zice eu, la fel de spinoasă, problema câinilor maidanezi. Invitații serii, domnul Călin Albu, pe scurt reprezentant al primăriei. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul doctor Benke Attila, medic veterinar, colaborator. Am înțeles că dumneavoastră vă ocupați de patru pădele de la adăpost. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, v-am găsit! Ceva mai târziu vom vedea și un filmuleț cu părerea reghinenilor, poate vom avea și alte telefoane, dar toate la vremea lor. Avem o problemă sau nu avem o problemă la ora actuală? Domnul Albu. Situația câinilor fără stăpân este cât de cât în limite acceptabile în municipiul Reghin. Pentru asta încă din anul 2008 s-au făcut eforturi serioase. Astfel, odată cu hotărârea de Consiliul Local numărul 7, s-a înființat serviciul de gestionare câini fără stăpân și respectiv s-a aprobat regulamentul de funcționare al serviciului de gestionare câini fără stăpân. Sună frumos. Pentru noi, așa mai puțin obișnuiți cu termenii, ce înseamnă asta? Încă din 2008 s-au pus bazele unui adăpost de câini fără stăpân. Ne referim la zona din apropierea localității Deciul de Jos, pe strada Gării fără număr, unde momentan funcționează un adăpost de câini pe o suprafață de 689 de metri pătrați. Capacitatea? Capacitatea zilului, dacă ne referim la număr de exemplare, la număr de exemplare, da, atinge 66, dacă 70, dacă ne e referim plin? Și la zona din spațiul de carantină. Momentan, adăpostul, da, este la capacitate. Domnul doctor, cum vă descurcați? Încercăm să ne descurcăm cu ce mai bine. Ce înseamnă asta? Cu putință. Deci, ce să zic eu, ce înseamnă o zi de lucru? Se aduc câinii sunt examinați și sunt ținuți încă două zile într-un spațiu de carantină. În acest timp ei pot fi revendicați de stăpâni, dacă au așa ceva. În acest timp, în cele două zile sau mai mult timp? În aceste două zile, deocamdată. După aceea vin microcipați, deparazitați, vaccinați și trecuți în boxe, în funcție de sexul, cât de agresiv respectiv cât de... Și cât stau în acele boxe? Păi, după aceea putem vorbi de adopție, să zic așa. Adopția poate să fie... Asta e varianta ideală, nu? Da. Da, sigur. Și reghinenii adoptă? Ani acolo, să zic așa, da. Să știți că adoptăm foarte mult, deci nu trebuie să ne exagerăm, dar... Dați-mi o cifră. Câți? Pe zi, pe săptămână, pe lună? Deci pe... să zicem luna noiembrie. Din luna noiembrie au intrat undeva vreo 7, s-au adoptat 5. În decembrie au intrat 10, s-au adoptat vreo 4. În ianuarie au intrat vreo 17, s-au adoptat în jur de 6. Deci mai puțin de un sfert, să zic așa. Domnul Albu, ce înseamnă au intrat? Au fost capturați și duși la adăpost. Dar de ce în ianuarie au intrat mai mulți? Au apărut mai mulți? Păi este de unde vin câinii ăștia? De unde apar? Avem probleme din localitățile arondate, pentru că chiar au fost persoane, au fost cetățeni ai municipiului care ne-au semnalat faptul că au prins în flagrant mașini care au dat drumul la câini în libertate pe anumite străzi ale municipiului Reghin. Undeva pe la periferie? Da, la periferie. Și cum ajung acești câini de la periferie în cartierele din centru? Bineînțeles, la patrupedele canine există fenomenul de turmă în care exemplarele mai puțin viguroase se iau după liderul de turmă și se înhăitează și acționează în grupuri. Mai sunt la ora actuală câini pe străzi? Câinii, pe numărul de câini aflați la ora actuală pe străzi se situează undeva la 50 de exemplare.
Acestea le-am identificat recent prin patrulări efectuate de serviciul de captură transport pe toate străzile municipiului Reghin. I-ați identificat și? Doar i-am, cum să zic, i-am identificat și i-am... I-ați inventariat. I-am inventariat, da. Adică sunt acei câini obișnuiții cartierelor. Da. Dar noi, locatarii, când vedem câte unul care nu-i de al nostru, între ghilimele, ce facem, vă sunăm? Da. Sau doar dacă e agresiv? Nu, aveți șansa să ne sunați, indiferent de comportamentul câinelui. Și echipa se va deplasa la locul faptei și se va constata ce este cu exemplarul respectiv. Aparține sau nu aparține vreunui proprietar. Dacă se constată faptul că aparține unui proprietar, proprietarul poate fi sancționat. Le propun găinănilor să vadă un scurt interviu filmat cu dumneavoastră acum 2 luni, mi se pare, în care ați dat scurt, 2 luni și ceva, ați dat câteva detalii pe aceeași temă colegilor mei de la știri, după care ne oprim puțin, o să vă întreb ce anume aveți un plan sau cum sunt cazați, nu știu dacă e foarte bun termenul. Da, da, e bine. Aceste 4P de la adăpost, ce condiții au și cam de ce ar mai avea nevoie și dacă, știu eu, e bine, e mai puțin bine, haideți să urmărim interviul. Acțiunile pe care noi le întreprindem, există încă în municipiul Reghin un număr de câini comunitari care de regulă se înhăitează, adică pot să spun că la ora actuală există vreo 3 haite mai periculoase de câini, o haită însemnând un număr de 7-8 câini la un loc. Deci acum 2 luni și un pic erau 3 haite mai periculoase. Acum? Tot cam așa. Sunt aceleași ieri, sau sunt altele? Pe parcursul zilei de ieri am identificat o haită recentă, undeva prin zona limitrofă a Bulevardului. S-a plâns cineva? Nu, erau băieții prin zonă și tocmai m-am sunat. Există multe exemplare care nu știu de unde au apărut. Zonele unde ni se deversează câini sunt la intrările în oraș, respectiv partea către Suseni, partea către Bistrița. Domnul doctor, cred că cei de acasă așteaptă în primul rând părerea dumneavoastră. Acești câini, dumneavoastră sunteți unul dintre primii care îi preluați așa, sunt agresivi? Nu neapărat. Deci sunt și exemplare agresive, dar marea majoritate nu sunt agresive. Deci mă refer la individul în sine. Sigur, când ei sunt în haită, atunci problemele se pot schimba. Dacă pot să completez puțin. Deci câinii sunt agresivi. Echipajul de captură, transport, se confruntă cu agresivitatea câinilor. Și a cetățenilor, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Iubitorii de... Da. Ceea ce spune domnul medic, el vorbește de situația câinilor din adăpost, pentru că dânsul acolo își desfășoară activitatea și în momentul în care câinii sunt în spațiu de carantină, bineînțeles că sunt fricoși, au alt comportament. Deci sunt comportamentul închiși. E cu totul diferit față de comportamentul pe care îl manifestă pe teritoriul municipiului, când sunt în libertate, bineînțeles. Dumneavoastră ați văzut în zona în care locuiți câini fără stăpân? Da, normal. Deci, numai unde locuiesc. Deci, ca orice cetățean care se deplasează în acest municipiu, 100% vede câte un câine sau chiar mai mulți, la un moment dat. Ce ar trebui făcut? Sau, haideți să pornim undeva, de undeva mai de sus, de la deciziile aleșilor noștri și nu mă refer pe plan local. S-a tot discutat acea lege a eutanasierii, la un moment dat. Unii au fost de acord... Dar a fost declarată neconstituțională. Da, recent Curtea Constituțională a declarat legea eutanasierii care completa și modifica ordonanța 155 din 2011 privind gestionarea câinilor din modifica ordonanța respectivă privind gestionarea câinilor fără stăpân. Și Curtea a decis că această lege este neconstituțională, tocmai datorită faptului că problema eutanasierii ar trebui privită individual și nu ca o problemă colectivă. Ceea ce pare un lucru... Da, pare okay. un lucru bun.
Eu, din cât am citit... În alte țări ale Europei se fac eforturi serioase pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. Curtea Constituțională a decis că trebuie revizuită legea respectivă pentru că ar trebui să se dea șansa exemplarelor patrupede. Șansa la viață. Și curtea a decis că eutanaseria să fie ca și o ultimă soluție. După ce autoritățile locale au încercat toate celelalte soluții de ținere în control a efectivelor patrupede. În această lege se punea problema ca eutanasierea să fie decisă de administrațiile locale pe baza consultării cetățenilor. Da, adică cum facem referendum? Da, legea așa spunea că conducerea autorităților locale trebuie să realizeze sondaje, respectiv referendum, prin care populația să își dea cu părerea să aprobe programul de gestionare durabilă a câinilor fără stăpân. Asta ce implică? În primul rând trebuia, deci legislația spune să se în fiecare autoritate locală să se înființeze adăposturi pentru câini fără stăpân. În adăposturile respective noi aveam deja. În adăposturile respective să fie cazați câinii fără stăpân o perioadă de 30 de zile. După perioada de 30 de zile, dacă câinii nu au fost revendicați respectiv sau adoptați, da, populația va decide dacă exemplare se vor eutanasia sau se vor returna în teritoriu după ce au fost sterilizați, vaccinați în prealabil. Apropo, că ați adus vorba de sterilizare, foarte multă lume spune că după sterilizare câinii devin agresivi. Domnul doctor, care e părerea dumneavoastră ca specialist? Nu trebuie să infirm această afirmație, deci practic devin mai docili, deci în niciun caz mai agresiv. Trebuie controlat iarăși ingestia de hrană, dar prin faptul că pot deveni supraponderali, dar în rest... comportamentale majore. Revenind în stradă, îmi imaginez că nu prea au șanse să devină supraponderali. Revenirea în stradă este o problemă. Deci legislația în vigoare zice clar, vaccinul antirabic se administrează anual. Deci câinele odată eliberat, nu știu cine o să prindă în fiecare an, în aceeași dată să primească acest vaccin. Deci până la urmă... ar fi o problemă cu eliberarea asta. Până la urmă, lămuriți-mă și pe mine. Legea asta a rezolvat ceva sau nu a rezolvat nimic? Numai puțin. Ar fi bine să nu ne referim la legea care a fost legea mult discutată privind eutanasierea. Ar trebui să ne rezumăm la legislația în vigoare. Deci pe ceea ce lucrăm noi acum. În momentul de față operăm pe legislația, pe ordonanță 155, din 2001 privind gestionarea animalelor fără stăpân, deci câinilor fără stăpân. Am înțeles. Și în legislația respectivă se precizează clar. Primăriile sunt obligate să aibă adăposturi pentru câini, în care câinii să primească îngrijirile de rigoare, hrană, apă, adăpost, medicație, tratamente medicale, bineînțeles, iar după o perioadă de 7 zile, dacă aceste exemplare n-au fost adoptate sau revendicate, ordonanța ne spune că se poate eutanasia. Este mult prea discutat. Deci decizia rămâne la nivelul autorității locale. Facem precizarea că din 2010 și în 2011 nu s-au mai făcut eutanasieri la noi în municipiu. Toate exemplarele am încercat să le ținem o perioadă cât mai îndelungată de timp. Și din adăpostul nostru, care v-am spus că are o capacitate 70. De 70 de exemplare, foarte multe exemplare sunt adoptate de Fundația Fiducea, care se află în imediată apropiere. Ca o curiozitate, ce capacitate are adăpostul de la Fiducea? Nu pot să mă pronunț în legătură cu exemplarele de acolo, dar undeva peste 200 de exemplare. Deci e mai mare. Da, mult mai mare decât al nostru. Trebuie să luăm publicitate, vom vedea imediat după și părerea unora dintre regineni pe care i-am prins în aceste zile figurate. Deocamdată puțină publicitate și revenim.